ideea proiectului Shura, pe care l-am implementat în Archita, a venit în urma numeroaselor proiecte pe care le-am implementat împreună cu comunitatea satului Archita. Fundația Mihai Eminescu Trust lucrează în această comunitate din 2010 și am implementat mai multe proiecte de restaurare, dar și de dezvoltarea economiei locale. Am încercat să încurajăm dezvoltarea turismului local și încurajarea producătorilor locali de a comercializa, de a produce și de a comercializa produse făcute în casă, produse făcute manual. În cadrul proiectului Shura ne-am axat foarte mult pe capacitarea comunității locale de a face vocea comunității auzită în relația cu autoritățile locale, dar și în general ca oamenii, locuitorii din sat să fie cetățeni activi, să se implice în luarea deciziilor, să se implice în păstrarea satului lor și a arhitecturii, dar și a curățeniei. Și în cadrul activităților pe care le-am planificat în proiectul Shura, ne-am adresat atât adulților cât și copiilor. Împreună cu persoanele adulte, cu adulții din comunitate, am organizat o serie de ateliere practice să învățăm împreună, să învețe și ei ce înseamnă implicarea în luarea deciziilor, ce să înțeleagă care este rolul primăriei, care este rolul Consiliului Local, ce face Consiliul Județean și ce fac autoritățile, ce rol au ei în acest complex, în acest sistem birocratic. Și împreună cu ei și cu primăria Comunei Vânători, domnul primar ne-a fost alături în implementarea proiectului, am încercat să și creăm o legătură mai strânsă, o comunicare mai strânsă. Atâta timp cât cetățenii nu își exprimă chiar și în scris nevoile, ce au ce își doresc ei pentru satul lor, primăria de multe ori nu știe multe lucruri din comunitate. Și astfel i-am încurajat să noteze, să facă petiții, să facă cereri, să le depună la primărie și să discute cu primarul și de asemenea cu consilierii locali, cei care sunt din comunitate, să fie informați despre ceea ce au ei nevoie în sat. Și tot în cadrul acestei activități de susținere a participării și a implicării cetățenești în luarea deciziilor, am organizat și vizite de studiu, am mers la întâlniri organizate de APIA, de GAL, pentru elaborarea strategiei, noi strategii de finanțare pentru măsurile care se vor lansa anul viitor. Și astfel am încercat să îmbunătățim și cunoștințele despre oportunitățile pe care le oferă chiar și autoritățile publice locale, dar și alte ONG-uri și instituții în ceea ce privește finanțarea unor idei de proiect sau pur și simplu ca și susținere. În cadrul proiectului am inclus și o serie de activități care să încurajeze dezvoltarea economiei locale și aici am lucrat în legătură mai strânsă cu Asociația Descoperă Archita, o asociație formată din 5 persoane, locuitori ai satului, în ideea de a le da încredere că ei pot să organizeze evenimente, că ei au capacitatea să comercializeze produse, să-și îmbunătățească poate modul de prezentare al produselor. Și împreună cu ei am organizat niște schimburi de experiență cu alte asociații din satele Viscri, din Mălâncrav, în Alma Vii și am încercat să-i facem să
comunice cu alte asociații și alte persoane implicate în dezvoltarea turismului, în organizarea de evenimente, tocmai pentru a căpăta încredere și să-și îmbunătățească modul lor de lucru ca și organizație și, nu în ultimul rând, să aibă puterea de convingere ca și alți locuitori ai satului să devină membri în asociație și să lucreze împreună pentru a dezvolta de la nivel local, de acolo, din sat, un mic nucleu care să sprijine economia locală, să creeze poate locuri de muncă sau într-un fel sau altul să se dinamizeze la nivel local totul. O altă activitate pe care am inclus-o în proiect a fost dedicată nouă, organizației Fundației Mihai Eminescu Trust, și acest lucru, de fapt, acest program Active Citizen Fund este unul din puținele care susține dezvoltarea organizațională a ONG-urilor, un aspect foarte important în munca echipelor mici din asociații și fundații, tocmai pentru a fi și noi mai dinamici, mai buni în scrierea de proiecte sau în transmiterea mesajului mai departe către autorități. Iar noi, în cadrul proiectului, ne-am axat pe formarea profesională, specializarea noastră a angajaților din cadrul Fundației Mihai Eminescu Trust în dezvoltarea de campanii de advocacy, cum putem noi să milităm mai bine pentru cauzele pe care, sau nevoile pe care le găsim în comunitate. Și o altă componentă a fost cum să ne îmbunătățim comunicarea cu exteriorul, cu alte organizații, cu publicul larg, cum putem să facem asta în mod mai profesionist. Și în cadrul acestor activități am organizat evenimente, am interacționat cu alte ONG-uri, cu parteneri vechi și am atras alții noi. Am creat și instrumente de comunicare îmbunătățite pentru noi ca și organizație, iar pe ansamblu acest proiect a avut un impact major în comunitate și datorită duratei de implementare, care a fost mai lungă în comparație cu alte proiecte, am reușit să atragem foarte mulți locuitori, foarte mulți copii. Faptul că ne-am concentrat și pe generația tânără e de fapt o gândire pentru viitorul acestei comunități, pentru că acești tineri, copii din comunitate sunt viitorii adulți care sperăm noi că o să fie cu adevărat cetățeni activi ai satului Archita. Salut! Sunt Liza Bunescu, sunt facilitator educațional în cadrul proiectului Shura și astăzi vă povestim un pic despre cum am lucrat cu copiii și tinerii din comunitate. Am desfășurat un program de implicare civică în rândul copiilor, am lucrat cu 122 de copii și tineri de la 3-4 ani până la 16-17 ani. Ei au făcut parte dintr-un club de activism civic care s-a intitulat ca și proiectul Shura. De asemenea, copiii din Archita și-au dorit foarte mult un teren de sport. Dorința lor a devenit realitate și în cadrul proiectului am construit în apropierea Shurii un teren de sport dedicat lor. Ei ne-au ajutat practic în aceste activități și ne-am dorit ca ei să ducă mai departe munca noastră, să-i responsabilizăm și să aibă grijă de toate aceste locuri frumoase de lângă Shura. Programul non-formal de educație civică inclusivă a cuprins 14 ateliere de implicare civică pentru copii. O parte s-au desfășurat în Shura, o altă parte la școala din sat. Copiii au învățat ce înseamnă să te implici în comunitate,
au învățat care e rolul primarului, care este rolul consiliului local al comunelor. Au învățat de ce e important să strângă în urma lor, să aibă un sat curat, o stradă curată. Și de asemenea au fost implicați în două tabere de tematică civică. Într-una din ele, împreună cu 13 copii, am participat la o simulare a unui oraș, în adevăratul sens al cuvântului. Fiecare a avut o meserie, fiecare a avut salariul său și timp de 7 zile au lucrat în acest orășel și au văzut care este, cum părinții lor lucrează, câștigă și ce înseamnă să fii un om mare. Da? Au fost arestați dacă au făcut o nedreptate și au ales primarul și alte lucruri asemănătoare. Cea de-a doua tabără s-a desfășurat chiar în satul lor cu 47 de copii. Cu o parte dintre ei am ajuns la primăria comunei Vânători, acolo unde au cunoscut birourile instituției, au făcut cunoștință cu oamenii care lucrează acolo, au pătruns în sala de consiliu și au făcut poze, au ascultat explicațiile domnului viceprimar, practic și-au imaginat cum ar fi să lucreze într-o primărie. Ei deja cunoșteau dinainte cumva care este mecanismul acesta. Metodele pe care le-am abordat în toate aceste activități au fost în cea mai mare parte foarte ludice. Ne-am jucat foarte mult, am avut muzică, dans chiar, am integrat aceste componente, jocuri de rol, filme, povești, totul s-a desfășurat într-o manieră atractivă pentru cei mici. Și mesajele pe care noi le-am transmis au fost de integrare în comunitate, de toleranță, de lucru în echipă foarte mult, de promovare a satului. Copiii au prins drag de Archita, își iubesc acum, credem noi, mai mult satul și sunt mândri de el, de acest sat și de ce fac ei acolo. Totodată ne-am ocupat și de 5 acțiuni de voluntariat cu locuitorii satului. Am amenajat un spațiu recreațional în parcul central cu bănci pe care copiii și alți voluntari le-au vopsit. Am făcut 2 acțiuni de ecologizare în tot satul. Am amplasat coșuri menajere astfel încât să încurajăm păstrarea unui mediu cât mai curat în sat. De fiecare dată am avut voluntari în mare parte din mica generație a comunității, copiii. Ei au răspuns foarte bine acestor apeluri. Am avut voluntari și din sat, dar și voluntari care au venit din Sighișoara și din jurul acestui oraș. Este un program care a dat roade, proiectul nostru. Am pus acolo o sămânță în mintea participanților, în sufletul lor. Credem cu tărie că mesajul pe care l-am avut prin acest proiect și prin toate activitățile pe care le-am derulat de-a lungul acestui proiect vor avea un impact pe termen lung. Deja satul știe acum de șură, știe că acolo este un spațiu al comunității unde se pot întâmpla lucruri frumoase. Deja am primit câteva idei de amenajare. O doamnă din sat ne-a propus să amenajăm acolo o bibliotecă. Asociația locală Descoperă Archita o folosește pentru a organiza mese, branciuri, întâlniri. De aceea șura credem că a devenit un loc important al satului și mai ales activitățile care se întâmplă acolo vor contribui la
prosperitatea satului pe termen lung? Proiectul de reabilitare al șurii din Archita e de fapt parte dintr-o inițiativă mai amplă, un proiect social pe care Fundația Mihai Eminescu Trust îl desfășoară cu comunitatea din Archita și în special cu copiii de acolo. Și ar mai trebui spus că șurile, mai ales în gospodăriile acestea de factură săsească din Transilvania, reprezintă o piesă foarte, foarte importantă pe care o vezi de cum tregi pragul porții dinspre stradă. În mod special, șurile din Archita sunt așa impunătoare și creează așa o senzație de forță și durabilitate pentru că sunt construite în parte dintr-un material și el durabil, dintr-o piatră locală. La fel și această șură pe care am găsit-o într-o stare destul de bună de conservare, își păstra o bună parte din elementele inițiale, adică zidurile, grinzile și șarpanta care erau în stare destul de bună. Și această șură, ca parte a proiectului, a devenit astăzi locul de găzduire al acestor activități pe care fundația le face cu copiii din Archita. Din punct de vedere al proiectului de arhitectură, ne-am propus să, bineînțeles, să conservăm, să păstrăm cât mai multe din elementele inițiale și să facem câteva minime intervenții de natură să poată să transforme această șură într-un loc de întâlnire, de educație non-formală, de petrecerea timpului liber pentru copiii din Archita. Așadar, am vrut să prezervăm cumva și atmosfera asta de mister, așa de penumbră, pe care majoritatea șurilor ți-o transmit de îndată ce intri în spațiul lor. Și pentru asta am făcut un proiect care se apropie de cel al unui proiect de restaurare, adică am considerat că toate lucrurile găsite acolo merită restaurate, păstrate și transmise mai departe. Așadar, pereții de zidărie ai camerei în care stăteau animalele au fost cu grijă curățați și rerostuiți cu un mortar de lut și var. Apoi, o parte din grinzile de peste acest spațiu, care erau foarte, foarte degradate de atac biologic, au trebuit să fie schimbate, o parte din ele s-au menținut ca atare și se poate vedea astăzi destul de bine diferența dintre acestea. Șarpanta a fost păstrată în totalitate, doar am avut noroc că doar unul sau doi căpriori au fost completați. Țigla a fost desfăcută, sortată și recuperată și remontată cu completări tot din țiglă tradițională, iar izolația șarpantei s-a făcut într-un strat deasupra căprilor, astfel încât a rămas vizibilă. Am introdus pardoseli noi, acolo unde erau înainte pardoseli de pământ, o pardoseală din cărămidă manuală, sub care și un sistem de încălzire pentru zilele din iarnă, când sunt acolo activități. Iar partea de deasupra camerei animalelor a devenit astăzi un mezanin care comunică vizual cu spațiul mare al șurii și unde au loc tot așa întâlniri cu copiii, o să fie acolo o mică bibliotecă. Iarăși un element de detaliu, șurile acestea și inclusiv această șură din Archita avea niște porți de lemn de dimensiuni mari. Și ne-a părut cumva rău ca acestea să dispară, așa că am propus ca vitrajele introduse prin proiect să fie protejate de lumina puternică a soarelui, de niște obloane de lemn care vin să amintească cumva de acele porți impresionante ale șurii din starea inițială. Șura asta e parte dintr-o gospodărie, celelalte piese ale gospodăriei sunt și ele actualmente într-un proces de restaurare și refuncționalizare și sperăm noi că în curând vor fi și acestea gata să primească vizitatori și că într-un fel gospodăria asta se va reîntregi. În grădina din spatele șurii, care e actualmente într-un proces de amenajare, va fi o grădină științifică de cunoaștere, i-au zis cei de la Fundația Mihai Eminescu Trust. Și în această grădină vor fi mici instalații prin care copiii să poată experimenta
un grădinărit științific, măsurarea temperaturii și a presiunii aerului, observarea orei solare și așa mai departe. Deci și această componentă a proiectului e în curs și sperăm să fie gata în curând.